Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă propun o discuție despre cum se construiește municipiul Râmnicu-Vâlcea și luăm, doamnelor și domnilor, studiul de caz Mansarda, care a ars în data de 27 aprilie. Recent, primarul Mircea Guteau, într-o conferință de presă, a anunțat că instanța de judecată a interzis demolarea mansardei respective, mansardă acolo unde erau 11 apartamente, care astăzi nu mai sunt, este doar un schelet, foarte mult moloz, foarte mult praf, s-a ales praful de munca unor oameni, de banii unor oameni și așa mai departe. Despre toate aceste lucruri, astăzi l-am alături de mine pe subprefectul județului Vâlcea, domnul Victor Stămculescu. Bună ziua! Bună ziua, bine m-am regăsit! Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor Antena 3 Vâlcea! Domnule Stămculescu, a ars mansarda, de 11 apartamente s-a ales praful, 11 familii au rămas pe drumuri. Cumva primăria a încercat să intervină în această poveste. Primarul Mircea Guteau este de părere că întreaga mansardă trebuie demolată, astfel încât să nu existe pericole pentru ceilalți locatari. Nu știu, acum eu nu sunt constructor și nici expert în construcții să-mi dau cu părerea să spun dacă trebuie sau nu dărâmată. Până la urmă, primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea și cred că în emisiunea aceasta vin să vorbesc cu privire la legalitate și să analizăm din punct de vedere legal această situație și nu numai uman, raportat la chinul prin care trec acele familii afectate de incendiul de la mansardă. Însă, primăria în momentul de față nu are nicio calitate procesuală, să-i spunem așa. Pe de o parte, nu este proprietarul acelei mansarde, pe de altă parte, nu are acordul al proprietarului, fie că este firma care a construit sau persoanele fizice dacă au dobândit dreptul de proprietate și nu cred că instanța a dat o soluție greșită. Dacă e să o gândim pe latură umană, atunci există o problemă ca în situația unor intemperii, să spunem așa, un vânt mai puternic, să desprindă, și mă uit, mi-aduc aminte acele imagini, să se desprindă o bucată de lemn, de tablă, de pe acele mansarde arse, să fie avariat vreun autoturism sau accidentată vreo persoană. Întrebarea e cine va răspunde. Bănuiesc că asta va fi întrebarea dumneavoastră. Și apoi iar o să ne raportăm la proprietarul acelei mansarde, fie că este persoana fizică ce locuia în acea mansardă sau societatea comercială care a construit mansarda respectivă. Da. Bun, haideți și între timp o să-i rog și pe colegii mei să-l sune și pe șeful ISU Vâlcea, domnul Pascaru. Domnul primar atrăgea atenția asupra pericolelor ce ar putea să vină. Pentru că, iată, există o interdicție din partea instanței de judecată de a... Instanța de judecată nu poate să demola aprobe în întregime instanța de judecată nu poate să aprobe primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea demolarea sau dărâmarea unei proprietăți private. Pentru că nu este proprietatea primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea și acele persoane locuiau cu chirie plătită către primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, ci este o proprietate privată. Nu știu la momentul acesta și nu avem toate elementele să vedem care sunt acei proprietari. Fie că sunt persoane fizice, fie că este societate comercială. Din câte știu eu, din cele 11 mansarde din zona aceea, având în vedere că societatea ce a construit acele mansarde este în insolvență, având numit lichidator judiciar, știu că o parte dintre persoanele respective au precontract de vânzare-cumpărare încheiat la notar, o parte dintre ele au precontract de vânzare-cumpărare de mână încheiat între persoană fizică și administratorul societății și știu că sunt și câteva persoane
proprietari pe acele mansarde în urma unor hotărâri judecătorești definitive. Bun, dar asigurarea au, dar revenim, pentru că și șeful ISU Vâlcea, domnul Pascaru, este alături de noi. Bună ziua! Domnule Pascaru, ne auziți? Bun, până rezolvă colegii mei, haideți să continuăm discuția. Dar acum nu știu dacă au asigurare. Cei care sunt proprietari aveau posibilitatea să-și încheie poliție de asigurare. Cei care nu sunt proprietari nu pot să-și încheie acele poliție de asigurare. Da, domnul Pascaru, mă auziți acum? Haideți să vedem dacă pot să discut cu domnul Pascaru. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc mult, domnule Pascaru, că sunteți alături de noi. Să vă mulțumesc pentru invitație și salut pentru spectatorii noastre. Alături de mine în studio este suprefectul județului Vâlcea, domnul Victor Stănculescu, și discutăm, domnule Pascaru, despre ce se întâmplă cu mansarda care a luat foc în data de 27 aprilie, 11 apartamente au fost distruse complet, da? Și au fost 11 apartamente, de fapt două garsoniere și 9 apartamente, distruse de la 100% până la 30% în funcție de evoluția incendiului. 4, dacă nu mă înșel, sunt distruse 100%. Da, dar bun. Dar și cu, uite, imaginile se văd și pe plasmă, nu știu ce să mai, nu știu ce mai poți face acolo, nu? Mă refer la partea de interior, partea de ce înseamnă acoperirea, strada este distrusă în cea mai mare parte. Bun, din punctul dumneavoastră de vedere, al ISU, ce ar trebui să se întâmple, domnule Pascaru? Dacă v-ați trebuit în sfârșit la această mansardă, da. Ulterior incendiului a fost o comisie constituită la nivelul instituției prefectului de o evaluare în teren. Cum comisie s-a procedut o firmă specializată în a stabili dacă construcția respectivă mai prezintă siguranță în exploatare. Ok. Momentan, recomandarea noastră a fost să nu mai fie locuită mansarda, pentru că structura de rezistență a fost distrusă într-o proporție foarte mare. Și nu mai prezintă, așa cum am spus mai devreme, siguranță în exploatare, respectiv a fi locuită de către persoanele care aveau niște pre-contract, mai precis 9 din cele 11 erau locuite. Am înțeles. Ce înseamnă asta pentru ceilalți locatari din bloc? O urmă problemă, deoarece acoperișul fiind distrus, automat în cazul unor intemperii și cum vedeți că sunt da. Sport portocaliu sau gandre de ploi, aceștia sunt afectați în mod direct, mai ales în cazul exterior. În sensul că a construit mansarda, sigur, izolația blocului a fost îndepărtată. Și acum există spații în care, în cazul 4, este sub directa afectare publică a ploii. Automat pot apare infiltrații în apartamente, mai mult decât atât. Pontoarele de apartamentele de la parter din etaj 1 sunt pe catasferii, iar deasupra de catasferii este una din zonele care au fost decopertate de într-o intervenție, pentru asigura intervenției. Bun. Așadar, în acest moment, acestor oameni le plouă duios în apartamente, da? Pentru că, iată, primăria nu poate să facă nimic. Dumneavoastră, ISU, doar să interveniți în caz de urgență, nu? Da. Firma respectivă, firma cea care a construit apartamentele, este în faliment, există un lichidator judiciar în povestea aceasta și până la urmă avem, iată, această situație, dar nimeni nu răspunde și nu se găsesc nici soluții, din ce înțeleg eu. La de expertiză care a fost prezentat la fața locului, să întocmească un raport și zice deja se va rezulta în raport. Se pot dispune anumite lucrări, să zic, de reparație, dar nu știu dacă se va putea efectiv reconstrui cele apartamente respectiv garsoniere. Asta înseamnă să se iei din beneficiul celui care a construit. Da. Sau am avut variante în discuție pentru protejarea celorlalți de apartamente. Acum, în funcție de rezultate expertizei, vrem să mă ajut să vă dispune.
Bun. Să admitem că expertiza pe care, de dragul discuției, domnule Pascaru, să admitem că expertiza pe care a solicitat-o arată că există pericol acolo în zonă, deși el se vede și cu ochiul liber. Dar, mă rog, așteptăm expertiza. Ce poate ISU să facă? ISU nu poate interveni asupra efectuării statului. Noi avem doar responsabilitatea de localizare, licitare, stingere și îndepărtare a efectelor negative ale unei situații de urgență. Dar să intervenim efectiv asupra efectuării de lucrări, nu. Am înțeles. Bun. Mulțumesc, domnule Stănculescu, aveți o întrebare pentru pentru șeful ISU Vâlcea, domnul Pascaru? Nu. Bun. Mulțumim mult pentru intervenție, domnule Pascaru. Și vă mulțumesc de invitație și vă rezolvim la fel. La revedere. Bun. Așadar, iată, ISU exact nu poate să facă, nu poate păi să facă dar nimic. Dar ISU nu are ce să facă până la urmă, că nu, ISU nu este cel care demolează sau construiește mansarda respectivă. La începutul emisiunii tocmai spuneam că nu sunt expert în construcții, tocmai de aceea această firmă de expertiză va face o evaluare și atunci se vor lua măsurile ce se impun. Nu poți în momentul de față, fie că te numești primar, fie că te numești prefect, fie că te numești șef ISU sau conducător al unei instituții, să dispui asupra unei proprietăți dacă o distrugi în totalitate sau să-i o construiești tu. În momentul în care firma de expertiză va pune acel raport de expertiză, se va analiza de către specialiști, bănuiesc că se va face un comitet județean de situații de urgență. Aduceți-vă aminte când au fost inundațiile anul trecut, dacă nu mă înșel, când la Berislăvești un stâlp de înaltă tensiune urma să pice, era al cezului. Situația în care, din cauza apelor, acest stâlp de înaltă tensiune pica, cam jumătate din Oltenia și nu numai rămânea fără energie electrică. Atunci s-a făcut un comitet județean situații de urgență, prin care administrația bazinală Olt și-a luat angajamentul că va restabili într-un termen scurt și s-a și întâmplat în următoarele două zile zona de protecție a acelui stâlp de înaltă tensiune pentru a nu mai exista avarii și cetățeanul să nu sufere. Așa se va întâmpla și aici. Acum, eu nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să acuz pe nimeni, însă eu cred că și indolența noastră uneori face să ajungem în aceste situații. Așa. Eu vă spun că am cunoștință despre această firmă și acești oameni care au achiziționat nu cu acte însemnând act, contract de vânzare-cumpărare, ci doar cu precontracte de vânzare-cumpărare de mână aceste mansarde. Nu, în momentul în care firma a intrat în insolvență, aveai cunoștință de acest lucru, te înscriai la masa credală. Te înscriai la masa credală și atunci, pe de o parte, să-ți recuperezi suma de bani ce aveai de asta și să răspundă societatea respectivă cu bunurile mobile deci, și mobile care le dețineau. Dumneavoastră îmi nu este nimeni înscris. Proprietarii de apartament. Nu avem proprietari de cât puțin. Nu cei să... care locuiesc. Nu sunt proprietari. Proprietari vorbim în momentul în care deții o hotărâre judecătorească care să țină loc unui act autentic de vânzare-cumpărare și un contract de vânzare-cumpărare. În momentul de față există în acea zonă precontracte încheiate de mână, încheiate între cel care a construit mansarda și persoanele fizice ce locuiau sau locuiesc în continuare acolo, sunt contracte de antecontracte de vânzare-cumpărare încheiate la notariat, sunt și vreo două sau trei, dacă nu mă înșel, hotărâri judecătoresc ce țin loc de act de vânzare-cumpărare. În condițiile în care făceau toate demersurile, că este vorba de 2008, dacă nu mă înșel, această mansardă construită, locuită din vreun 2012, dacă făceam toate demersurile acestea și obțineam... Deci până la urmă, ca să înțeleg și eu, cine e proprietar acolo? Firma care a construit și în insolvență? Cei care... Cum au cumpărat apartamentele? Eu nu știu dacă e proprietar cineva, în momentul de față, atâta timp cât... Nu s-a făcut recepția atât timp cât... Deci nu există nici recepție, nu există absolut nimic.
Pentru că dar cum se poate construi în halul ăsta Acum ar trebui să-i întrebăm pe cei de la urbanism din cadrul primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, în momentul când eliberează un certificat de urbanism în vederea eliberării autorizației de construire, dacă urmăresc sau nu acea investiție, să-i spun așa, acea construcție, dacă respectă sau nu deci planul. Deci în perioada în care spuneți dumneavoastră 2006, 2008, 2010 s-au construit foarte multe mansarde în municipiul Mai este o problemă. Râmnicu-Vâlcea, pun din cauza legislației. Până în 2014 aceste construcții gen mansardă pe bloc nu era nevoie să fie avizată și autorizată de ISU. Astfel că n-a fost o piedică pentru ei și eu cred că sunt, în momentul de față sunt 100, dacă nu mă înșel, și eu așa cred și am cifrele cât de cât exacte, sunt 100 de mansarde în momentul de față în municipiul Râmnicu-Vâlcea, fără autorizație, două fără autorizație, una autor, cam 100 de mansarde, cred că sunt. Mansarde sau apartamente? Să ne înțelegem. Apartamente, garsoniere, apartamente la mobile, apartamente la mansarde. Da, apartamente, garsoniere. Sunt vreo două fără autorizație, una autorizație și patru fără aviz. Pentru că până în 2014 legislația nu prevedea să aibă aviz ISU. După 2014, modificându-se legislația, automat ai nevoie și de aviz și ați văzut că de la mansarde s-a trecut la construcția de apartamente și blocuri pe bulevard. Deci cineva ar trebui să-și asume responsabilitatea și să spună, pe de o parte, de ce oamenii aceia locuiau și li s-a permis, că bănuiesc că plăteau utilități, cum s-au încheiat. Bineînțeles! Aici sunt niște întrebări. Da, pe ce nume, spre exemplu, era utilități, în ce bază, că tu pe ce nume erau contractele de utilități? În momentul în care tu te duci să-ți încheie un contract de utilitate, fie că cu apa vieții, trebuie să ai titlul de proprietate cu care sau să faci dovada că ești proprietarul acelui imobil și tu încheie acele contracte de utilități. Dar acum, mai departe de atât, sunt instituțiile statului care vor cerceta și bănesc că vor găsi și adevărații vinovați. Da, din păcate, din cauza acestor hărțișuri legislative, sunt niște persoane care, în momentul de față, că au agonisit niște bani și au plătit niște sume importante pentru dumnealor și nu au un acoperiș asupra unii capului. Unii poate au făcut credite. Categoric. Adică sunt și, până la urmă, putem să privim situația și din punct de vedere social. Este un mare necaz. Este un mare necaz. Și nu poți să lași lucrurile așa doar pentru că unii au vrut să se îmbogățească rapid, și au făcut-o. Mai mult, au intrat și în insolvență, da? Și acum cumva responsabilitatea cade pe administrația publică locală. Pentru că nu pare ok nici asta. Dar nu este ok. Da, și administrația publică locală, revin și spun că are o parte din vină. La momentul când ai eliberat certificatul de urbanism și tot ce înseamnă aviz ai solicitat, ar fi trebuit să urmărești dacă într-adevăr acele mansarde sunt sau nu conforme, sau când ai încheiat contractele de utilități, sau când plătești impozitul pe acele imobile. Tu ar fi trebuit la momentul acela să te documentezi dacă există sau nu, sunt conforme sau nu cu normele legale. Da. Bun, avem în momentul de față 80 de familii care sunt în pericol cel puțin de inundație, dacă da, nu mai grav decât atât. Și fost nu se poate interveni să se reglementeze chestiunea aceasta. Din punct de vedere juridic, de-aia vorbim de hățișurile acestea legislative, din punct de vedere juridic, primăria nu poate să intervină asupra unei proprietăți. Dar și asociațiile de proprietari, până la urmă toți sunt constituiți în asociații de proprietari, pot să facă demersurile legale în instanță pentru a reuși să rezolve această situație critică. Însă toate aceste chestiuni legislative, din păcate, necesită timp. Timpul
nu este favorabil, să-i spunem așa, având așa, în vedere da, până, având unde, până depui o acțiune, până se dă termen, până tot ce înseamnă teșul, deci poate dura o lună, două, având în vedere că tot județul Vâlcea se află sub cod galben de ploaie, începând de astăzi până duminică la orele 22, vă dați seama ce ar însemna o asta ploaie abundentă pentru acei locatari ce locuiesc pe scările respective. Și asta vă spun, avem deja cod portocaliu anunțat, da? Deci în acest galben. Weekend galben spre portocaliu. Așa. Așa că ce să facă oamenii așa? Să-și cumpere umbrelă? V-am mai spus, nu depinde de autoritatea publică. Adică primăria nu poate interveni pe proprietatea cuiva. Păi asta a și spus primarul în conferință de presă, a anunțat chestiunea aceasta, a zis că acceptă soluții de la oricine este îndrituit să o facă și dorește să o facă, pentru că e clar că exact. E nevoie de o acțiune rapidă, da, ca să se și întâmple ceva. Eu cred că ar trebui discutat cu acea firmă care efectuează expertiza, să vedem și punctul dumnealor și să se discute, să finalizeze această expertiză, să se vadă și punctul de vedere al dumnealor, dacă există sau nu există posibilitatea reconstrucției acelor mansarde și atunci cei care sunt proprietari și doresc să o reconstruiască, să o reconstruiască, cei care nu au posibilitatea să semneze un acord cu primăria că este de acord să fie demolat sau cu oricine altcineva și să fie făcut acel acoperiș cu două șarpante pentru a nu mai exista probleme create de către condițiile meteo pentru ceilalți locatari. Da. Haideți să discutăm un pic și despre instituția prefectului Vâlcea, acolo unde dumneavoastră sunteți subprefect și faceți echipă, domnule Stănculescu, cu prefectul Oprea și doamna subprefect, îmi scapă numele acum. Călina Florentina. Călin Florentina. Florentina Călin. Cum vă înțelegeți? Cum funcționează alianța la nivelul instituției prefectului Vâlcea? Nu vorba de alianță. Este o înțelegere, să-i spunem așa, instituțională, mai ales că cei doi colegi de-ai mei, prefectul și subprefectul, nu sunt oameni politici și nu putem discuta de oameni politici că ne-am întâlnit până acum în întâlnirile electorale. Nu știu, sunt funcționari publici, sunt funcționari publici. Pare că își dau interesul de a deveni oameni politici. E vorba de administrație aici și nu de politică. Ca, eu cred că până momentul... dacă e vorba de administrație și nu de politică, domnule Stănculescu, de ce dumneavoastră sunteți membru PNL, odată iar ei sunt membrii PSD? Nu sunt membrii PSD pentru că nu au cum, din punct de vedere juridic, fiind funcționari ambii colegii mei, fiind funcționari publici, ca atare, mă rog, sunt asumați de către Partidul Social Democrat. Fără carnet la vedere. Da, dar nu poți să spui că bine. Sunt membri ai Partidului Social Democrat. Dar au participat și la acțiuni politice. Nu știu, eu nu am cunoștințe de acest aspect. Toate întâlnirile pe care le-am avut cele instituționale. Bun, da, există o relație instituțională, ne consultăm ori de câte ori sunt probleme. Nu a existat până acum un scandal, dacă mă știți foarte bine, dacă exista vreo problemă în asta, o discutam public și nu aveam niciun fel de problemă să fac această discuție public. Sper ca nici pe viitor, trebuie să înțelegem cu toții că aceste funcții nu sunt ale noastre, nu sunt venite cu ele, nu suntem veniți cu ele de acasă. Suntem puși acolo, pe de o parte, eu sunt susținut și recunosc de Partidul Național Liberal, dumnealor sunt susținuți de Partidul Social Democrat, trebuie să ne respectăm jurământul depus în fața cetățeanului și să nu uităm că suntem oameni și ne întoarcem din aceste funcții tot de acolo de unde am plecat și ne întoarcem tot în rândul oamenilor, că e azi, că e mâine, că e peste un an. Asta trebuie să nu uităm. Da. Ideea este, domnule Stănculescu, că... mă rog, trebuie să gestionați situația cu diplomație, că cine știe, poate în 2024 veți fi chiar într-o alianță politică, veți candida împreună. Eu vă spun, veți susține candidații. Eu dacă revin și subliniez din nou, dacă aș avea o problemă cu cei doi colegi ai mei, prefect sau subprefect, această problemă aș discuta în primul rând cu președintele Partidului Social Democrat sau cu unul dintre vicepreședinți politic vorbind. Iar nu cred că vor exista astfel de discuții sau astfel de probleme la nivel de instituție. Eu vă spun, în condițiile în care voi simți că există o problemă, știți unde o să o discut? La dumneavoastră în platou.
în fața cetățenilor județului Vâlcea. Foarte interesant, aștept, iată, sunt sper chiar... Să nu aveți, sper să nu aveți această ocazie. Sper, de, eu știți cum sunt, îmi place să cred că lucrurile se mai și întâmplă, știți? Și le aștept cu interes. Bun, alegeri în 2024, ați văzut, cam toată lumea se poziționează, 4 rânduri de alegeri, domnule Stănculescu. Înțeleg că unele se vor, ar putea să fie organizate împreună, nu se știe care. Păi nu știm și cu această comasare a alegerilor, alegeri împreună. Știu că avem o decizie a Curții Constituționale care spunea clar că nu putem să comasăm alegerile între ele. Însă da, într-adevăr, este un an electoral greu, cu 4 cicluri electorale, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Mai este, ca să vă spun așa, ceva timp, nu foarte mult. Fiecare formațiune politică are o strategie, un plan pe care îl aplică până la alegerile din 2024. Bun, dumneavoastră bănuiesc că veți fi un pion important. Da, nu știu, știți, pe această scenă politică. Este adevărat, în Partidul Național Liberal, nu numai în filiala județeană Vâlcea, știți că există acele competiții. Ne facem și noi în calendar. Astăzi, în cadrul biroului politic județean, pe ordinea de la ora 18, pe ordinea de zi, avem de votat acest calendar, data limită până la care te poți înscrie pentru a candida la o demnitate, fie senator, fie deputat în 2024. Urmăm acel calendar, urmăm acea competiție și în 2024, bineînțeles, ca și presă, veți afla. Sunt sigură de chestiunea aceasta. Până una alta trebuie să guvernați. Da, este o problemă. Trebuie să guvernați țara. Este o problemă și cred că până acum, raportat la situația economică din cauza războiului din Ucraina. Hai să dăm vina pe război. Nu dăm vina de război. Mă uit în fiecare zi la cifrele prezentate de către fiecare instituție a prefectului la nivel național, cam câți bani se cheltuie zilnic cu refugiații din Ucraina. Este un lucru bun că a fost adoptat proiectul Rangel Salini. În perioada următoare se vor scoate la licitație aceste proiecte. Am înțeles că va fi câte în județul Vâlcea câte un proiect pe fiecare localitate. Da. Este o gură de oxigen, să-i spunem așa, pentru dezvoltarea comunităților. Vreau să vă spun, Poimul în Vâlcea se află pe linie dreaptă, au fost semnate ultimele hotărâri. Ca atare, într-o perioadă destul de scurtă, va începe și acolo licitația. Și probleme, alte probleme, să-i spunem, la nivel de guvernare, într-adevăr, prețul combustibilului a crescut, prețurile au crescut, roborul, etc., etc. Însă aceste probleme, din păcate, nu sunt numai la noi în România, sunt la nivel mondial. Sper să trecem cu bine de la pandemie, unde costurile au fost uriașe pentru bugetul statului român. Am trecut la această nenorocire de război din Ucraina, unde v-am spus, într-o zi, dacă aveți timpul și răbdarea necesară, să vă uitați câți bani se cheltuiesc zilnic cu refugiații din Ucraina. Ar trebui să facem și aceste calcule, pentru că și ele sunt importante în economia și gestionarea bunului mers al acestei țări. Pentru că acum nu poți să spui că tu, România, nu poți să te implici din punct de vedere financiar pentru aceste costuri, având în vedere că ești membru a Uniunii Europene, având în vedere că ai un PNRR pe care trebuie să fii în stare să-l duci până la capăt și să absorbi toate fondurile pe care Uniunea Europeană ți le pune la dispoziție. Eu sper să trecem cu bine peste acest lucru și sper să nu ne prindă iarna cu sau să nu intrăm în iarnă cu un preț al gazelor mare sau al energiei electrice, pentru că ar fi un dezastru pentru toți locuitorii acestei țări. Da. Și nu numai. Cu siguranță iarna nu-i ca vara, domnule Stănculescu, dar a venit vara, a venit și finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc, și eu vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Ne revedem luni de la aceeași oră, 15:15. Vă doresc un weekend plin cu soare.